Mulțumesc pentru invitație, domnul Stăpăniuc. Evident, problema tinerilor nu este doar o problemă ce ține de Republica Moldova, este o problemă ce ține de domeniul regional, la nivelul Uniunii Europene. Avem această problemă foarte evidentă și în țările balcanice, și în țările baltice, și în Europa Centrală. Este un fenomen care politica de tineret a devenit o prioritate și în cadrul Uniunii Europene. Practic, anul acesta a fost desemnat pentru prima dată un coordonator la nivel de politici de tineret în cadrul Uniunii Europene, este vorba de doamna Siracova anul acesta. Adică politicii de tineret a devenit o prioritate, pentru că a devenit o prioritate în contextul problemelor care afectează nu doar Republica Moldova, dar și țările din vecinătatea noastră, Moldova, Ucraina, unde există aceeași problemă ce țin tineret. Evident, când vorbim de tineret, tineretul este tot aceeași parte a societății care reflectă problemele noastre din doar. Dar mai specific pentru tineret, evident, este vorba de lipsa resurselor financiare pentru întreținerea unei familii, este lipsa locului de muncă, lipsa unei perspective după absolvirea universității, adică absolvirea universității nu-ți asigură acea aspect de a avea un job, de a avea un venit pentru a-ți asigura cel puțin o stabilitate financiară. Evident, posibilități limitate de a înțelege o afacere pentru tineri. Acestea sunt, evident, probleme esențiale. Mai este problema ce ține de aspectul discriminatoriu al tinerilor, care, evident, încă se păstrează de zeci de ani acel aspect că tânărul încă nu are experiența aceea de a aduce o plus valoare în cazul când se angajează. Mai nou este și problema ce ține de calitatea joasă a studiilor, pentru că piața cere un aspect, iar, din păcate, universitatea dă un alt aspect. Și atunci, discrepanța aceasta între ceea ce solicită piața muncii și ceea ce oferă universitatea creează acea incertitudine când tânărul este nevoit să plece psihotare. Pentru că nu poți... Dumneavoastră, așa, ați văzut această discrepanță în ultimii ani? Aveți organizații, conduceți aceste ONG-uri, ați încercat să abordați cu autoritățile, cu Ministerul, de exemplu, Educației, cu Ministerul Economiei, problemele respective? Eu fac analiza mai mult aspect general al problemei, pentru că eu văd analiza din punct de strategic al proiectelor sau reforme care ar putea fi implementate. Ce ține de specificul în particular a organizațiilor care, adică, au întâmpinat aceste probleme, cred că colegii mei o să spun mai multe, pentru că ei au intrat în direct. Eu am făcut analiza rolului universității în contextul care este acum în Republica Moldova. Acești 30 de ani de tranziție, ce au asigurat aceste universități? Au asigurat specialiști sau au asigurat doar absolvenți cu diplome?